Jandarmeria Maramureș a organizat astăzi pe Bulevardul Unirii din Baia Mare un ceremonial prin care a dorit să marcheze împlinirea 100 de ani de la înființarea Jandarmeriei Ardelene. La acesta au participat autorități, cadre militare din garnizoana Baia Mare, rezerviști, dar și șefii unor instituții deconcentrate din municipiu. Despre prezența jandarmeriei în Ardeal se poate face referire după primul război mondial, când se operează prima reorganizare a jandarmeriei. Anul 1919 fiind reprezentativ prin prisma demersurilor făcute în domeniul organizării și dezvoltării instituției. Jandarmeria ardeleană a luat efectiv naștere la data de 15 februarie 1919, însă un moment deosebit de important l-a constituit înființarea prin înaltul decret numărul 1694 a brigăzii 4 jandarmi, începând cu 1 iulie 1919. În acești ani de existență instituțională, evoluția și schimbările din societate a făcut ca Jandarmeria Ardeleană să reprezinte o instituție solidă și profesionistă, cu angajați care își îndeplinesc în mod exemplar misiunile încredințate, datoriile față de țară. Dacă coborâm în Maramureșul Voivodal și lăsăm un pic Ardealul deoparte, dumneavoastră purtați numele unui haiduc, al lui Pintea Viteazul, și știm cu toții că Pintea s-a luptat pentru cei mulți și pentru cei obidiți. Vă felicit la acest moment aniversar, acum când sărbătorim centenarul. Cu această ocazie a fost adusă în Baia Mare și expusă pe Bulevardul Unirii o replică a sabiei voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt. Tot pentru manifestarea de astăzi, în Baia Mare s-au aflat două plutoane din cadrul grupării mobile de jandarmi Ștefan Ciciopop Cluj-Napoca, un pluton format din elevei școlii militare de subofițeri jandarmi Petru Rareș Fălticeni și un pluton din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a municipiului București, cu cai de serviciu folosiți în misiuni de asigurare și restabilirea ordinii publice. Aceștia din urmă și călăreții îmbrăcați în hainele specifice jandarmilor de acum 100 de ani au impresionat cel mai tare publicul la defilarea care a încheiat evenimentul de astăzi. Comandantul dispozitivului de defilare este locotenent colonel Floristianu Petru Marcel, inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș, care s-a remarcat pe